Ce-a făcut? Ce-a făcut tată? Ce, tăticule? Băi, neașu mudică, bă, supranumit și Titi Maimuțaru sau Titi Circaru, te-au dat ăia afară să străiască bărbații. Dacă nu te-au dat afară ăia astăzi, acum te-a dat afară. Soarta lui Marius Mudică, 52 de ani, antrenorului Gaziantep, a fost decisă astăzi, în cadrul unei reuniuni de urgență. A fost 2-3 ore de discuții aprinse acolo. Iar Mudică îi lasă pe Gaziantep, fraților, pe locul 17, pe loc de retrogradare. Ce să facem? Asta e, frate, atâta s-a putut. N-ai prea rezistat acolo. Ziceai înainte să pleci că te duci, că faci, că dreci, că vrei să te stabilești acolo. Bă, eu aș vrea să te stabilești pe undeva prin Liga 3-a, prin România sau pe la județ. Dar știi, cred că care e manevra, că mă gândeam acum. În seara asta joacă Craiova lui Rotaru cu voluntari. Face un egal, sau bate voluntari, deși na, nu cred. Îl dă afară pe bulgarul ăla prăpădit, aduce pe Titi Maimuțaru. Posibil, posibil și asta. Oricum au fost ceva discuții. Aduce Rotaru pe... Să vedeți Circul Globus în Liga 1, dacă vine ăsta. Că vine, că îi place circul, că e născut, e făcut pentru circ, fraților, ăsta. Bine, bă, asta e bombă nucleară, dezastru, șoc, groază, cum ar zice știrile. Pro TV sau ăștia de pe la Antena 1, Antena 3. Gata. I-a lăsat acolo pe Niță, pe Maxim, pe Drăguș, pe Sorescu, pe locul 17, pe loc de retrogradare. Săracii băieții. Bine, bă, fraților, Doamne ajută. V-am pupat.